Ploaia torențială, căzută ieri după amiază în municipiul Craiova, a produs un adevărat haos pe străzi. Afectate au fost atât cartierele, ce sunt mai mereu expuse inundațiilor, precum și străzile din zona centrală a orașului. În centrul municipiului, canalizarea a cedat în fața volumului foarte mare de apă. Capacele canalelor au sărit, iar străzile au fost acoperite de ape, circulația rutieră desfășurându-se cu dificultate. Datorită nivelului foarte mare al apei ce a acoperit, unele mașini s-au defectat și nu au mai putut să-și continue parcursul. Viitura, ce a măsurat în unele locuri și o jumătate de metru, a inundat case, curți și spații comerciale. Mare apa! Da, mamă, da, foarte mare! Cât de mare? Uite așa, de o jumătate de metru. Și ce ați făcut în magazin? Am închis ușile. Cam ceva de jurul așa intra pe înăuntru și după cum vezi, au luat și numerele de la mașină. Acolo au rămas foarte multe mașini. Am și sunat la cei să vină să desfundă canalizările și n-au venit. Cartierele Brestei, Catargiu și Romanești, zone care se inundă întotdeauna la o ploaie mai puternică, au fost și de această dată inundate. Aoleu, păi atâta nu intră în casă. Uite, nu uită și de domnișoara să vedeți cât are. Da. Ce faceți? Cum e pe aici? E rău. Ce să mai... Asta este. Dar fiecare ploaie sunt probleme? Întotdeauna este problema. Asta e canalizarea care e aici și a care nu preia. Sunt două guri făcute, că înainte intră apa în casă. Mie mi-a intrat de vreo 4-5 ori apa în casă. Că sunt jos. La toți pe aici și așa, la vecina acolo și aici și refunează canalizarea. Canalizarea făcută în urmă câțiva ani. Până nu s-a făcut canalizarea, nu a fost absolut nicio problemă. De când s-a făcut canalizarea, au crescut și problemele. La fiecare ploaie, apă în curte. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, numai puțin de 26 de străzi din Craiova au fost inundate în urma ploii de ieri. Bravo!